Literatura este o imagine a noastră, dar în cea mai mare parte e o imagine a trecutului prin care am trecut, prin care am fost până ieri. Dar nu poți fi contemporan, nu ești gazetar. Acum vorbesc teoretic, dar fără îndoială că ceva de genul ăsta există. Și atunci, literatura este paseistă într-o anumită măsură și literaturocentrismul întărește această tendință și deci ne face și mai răbdători, mai consecvenți cu ceea ce a fost înaintea noastră. Avem mai multă înțelegere pentru ceea ce a trecut.